Bună ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. Sper că ultimul pe anul acesta, dacă nu mai găsim încă o bijuterie de filmat. Astăzi vă prezentăm noul Range Rover Sport SVR, versiunea 2019. Din cunoștințele mele, mașina cu care filmăm noi astăzi este singura din țară deocamdată. Practic, ce înseamnă SVR? Este Special Vehicle Operation, este o companie separată de Range Rover, unde cei mai buni ingineri al lor lucrează pentru a dezvolta aceste mașini, care după părerea mea nu au nicio legătură cu un Range Rover obișnuit. Ele vin, bineînțeles, cu motorul de 5 litri, supercharge, benzină, iar în versiunea aceasta de 2019, mașina dezvoltă cu 25 de cai mai mult, adică are 575 de cai față de versiunea anterioară pe care noi am filmat-o, de 550, și vine cu 700 de Nm față de 680 cât avea versiunea precedentă. Și bineînțeles, cea mai mare modificare a mașinii este la interior și bineînțeles la exterior. Această mașină, după cum o să vedeți, are inclusiv acel pachet opțional de carbon, care după părerea mea arată fenomenal, schimbă total mașina, arată agresiv, așa cum trebuie să arate un SVR. Din ce am înțeles, costă undeva la 28-30 de mii de euro pachetul acesta, dar face toți banii la cum arată mașina și în primul rând ți-a foarte mult și din greutate, pentru că da, este o mașină destul de grea. Ce au venit ei în plus la această mașină au fost jantele, care acum vin pe 22, înainte veneau pe 20 sau 21, dacă nu mă înșel, cu cauciucurile acestea speciale pentru viteze mari, Continental Contisport Contact 5 se numesc. Mașina asta spun ei că atinge undeva la 280 de km la oră, dar eu cred că merge mult mai mult mașina. Și bineînțeles interiorul, care l-au schimbat complet, după părerea mea. Au pus aceste tablete unde ai totul, inclusiv climă, digital, absolut tot, a renunțat complet la butoane. Ce au păstrat însă în schimb la această mașină este bineînțeles sunetul lui. Acum, la această versiune, te poți juca din tabletă, exact ca la mașinile Supersport, să selectezi tu cum vrei cutia, motorul, suspensia, noi acum merge cu ea pe sport, din câte am înțeles, din câte mă uit, da? Dinamic, da, tot. Pe dinamic totul. Mașina este mult, mult mai agresivă, dă și acele pop-ups-uri, ia uzi. Vai, îmi schimba mai târziu eu. Vai de cap, deci nu-ți vine să crezi că o mașină de asemenea dimensiune și această greutate poate să tragă în așa fel. Ei spun că de 0-100 face undeva la 4,5 secunde. Cred că face puțin mai mult. Mai puțin, pardon, pentru că de obicei la Land Rover, dacă observați și Jaguar, mai ales la divizia asta Special Vehicle, ei tot timpul spun puțin mai mult. Dar oamenii care au încercat să facă chestia asta au scos timp mult mai puțin. Mașina asta este în clasă, practic cu cine se bate ea este cu Porsche Cayenne Turbo, BMW X5M, dacă nu mă înșel, SQ7, dar este diesel, deci într-un fel sau altul le eliminăm, și cred că, sper să nu greșesc, cu Urus. Dar ținând cont că Urus este pe platforma de Q7 și de Bentayga, și asta este o platformă făcută special pentru această mașină, și cred că asta este puțin mai agresivă, cu toate că Urus are mai mulți cai. Am avut ocazia odată să merg cu un Urus, dar nu o să-l conduc, și ca și senzație, cred că asta este puțin mai agresivă. La clipul anterior cu SVR-ul, modelul generația anterioară, mulți m-au întrebat de ce nu vedem atât de multe pe stradă. Ei bine, nu vedem atât de multe pe stradă pentru că mașina asta, în primul rând, că este o mașină extrem de scumpă față de un Range Rover clasic. Are un motor mare, deci automat tot ce ține de întreținere este mult mai mare. După cum știți, în România oamenii preferă motoarele diesel. Mai rar sunt pasionați care să-și cumpere o asemenea mașină. Este normal să fie foarte, foarte rare mașinile acestea. Și până la urmă este și farmecul lor. Încă o îmbunătățire, am uitat să vă menționez, este
lucru mașinii. Practic, dacă vă uitați în față, o să deosebiți acest nou model față de versiunea precedentă, prin mult mai multă agresivitate odată, prin acele, v-am spus, trimuri de carbon și capota, bineînțeles, și în al doilea rând, acele au gurile de aerisire la intercoolere mult, mult mai mari. Este mult mai aerodinamică mașina în față, e făcută să respire mai bine, practic e și nevoie, pentru că au adus niște îmbunătățiri semnificative la performanțe, mașina are nevoie să se răcească. În rest, chiar dacă este o mașină destinată sportivității, ca să spun așa, ea vine cu absolut tot ce ține de nivelul de echipare full în materie de lux. Adică avem piele abundență, absolut tot ce ne înconjoară este de piele, inclusiv bord pe consola centrală, carbon și piele pe uși, de materiale de cea mai bună calitate. Ca și nivel de opțiuni la fel, mașina este, are tot ce poate, ce poți dori. Inclusiv încălzire în volan, nu știu, toate nebunile, toate gadgeturile posibile. Bineînțeles, avem și acest buton pentru a opri evacuarea activă de pe spate, dacă vrem să mergem în oraș, de exemplu, mai în liniște, dar toată distracția este să mergem așa. Sper că v-a plăcut mașina. Acum o să mergem să tragem niște cadre cu ea, exterior, interior, și să ne facă niște poze frumoase. Și până data viitoare vă spun la revedere!